Avocatul Gheorghe Dinu a organizat astăzi la Ploiești o conferință de presă în care a prezentat intenția sa de a crea o nouă mișcare politică intitulată Partidul Alianța Lege și Ordine. Viitoarea formațiune va fi alcătuită din intelectuali din armată, poliție și informații, din oameni de afaceri și mici întreprinzători. În prezent au fost strânse deja 15.000 de semnături din cele 25.000 necesare pentru constituirea partidului. Doctrina noastră este de centru-dreapta. Și de ce este de centru-dreapta? Pentru că, dragii mei, în România, nicio formațiune cu adevărat de centru-dreapta nu s-a creat de la zero. Niciuna. Că este singura doctrină, dragii mei invitați, care promovează a patra putere în stat. Statele cele mai performante, cum este America, cum este Germania, cum este Finlanda, rețineți, au promovat această doctrină a treia cale și a patra putere în stat. Este vorba de puterea intelectual-științifică. Și de unde a pornit totul? De la Finlanda. Astăzi la Ploiești a fost prezentată viitoarea conducere a filialei județene Prahova. Am numit la nivel de președinte interimar județean, doamna Grama Carmen, președinte la nivelul organizației județene, ca să organizeze aici acest partid, Alianța Lege și Ordine, și la nivelul municipiului, o doamnă cunoscută, eu cel puțin o cunosc de foarte mulți ani, care a vrut să facă și vrea să facă întreprindere mică și mijlocie și se lovește de legislația aceasta, doamna Baciu Gabriel. Am absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare, am lucrat în industrie și apoi în serviciile secrete, am ieșit la pensie și apoi am lucrat în mai multe meserii, profesor de informatică, agent de asigurări. Asta e ultima activitate. Deci în politică am fost angrenată într-o activitate în rândul PRM-ului. M-am cochetat și simpatizez cu Partidul Conservator, al călui staff din Prahova îl apreciez pentru că este un staff tânăr și cred în ei. Pe domnul avocat Dinu îl cunosc de foarte mult timp. Am crezut și cred întotdeauna că este o personalitate puternică care poate să schimbe așa cum ar trebui să fie schimbată viața noastră a românilor. Gheorghe Dinu a anunțat că formațiunea politică apare ca o reacție la comportamentul actualei clase politice, care spune acesta încalcă legile țării și Constituția.